Salut internet! Ne-am început ziua la Brain Minds. E pauză momentan. Am văzut-o pe Sofia. Uitați-o cum a intrat Sofia în scenă. She is the first robot in history to be a full citizen of a country. She is Hanson Robotics' most advanced and celebrated project, with an expressiveness that the world has never seen in a robot before. She can simulate a full range of facial expressions, and she's been a keynote speaker, panel member, and meet and greeter at some of the world's leading conferences. Ladies and gentlemen, please welcome Sophia, the first AI robot citizen. Și acum stăm la Burger Event, mă conectez la internet. Am descris un articol pe blog și trebuie să-mi vină Burgeraș. Ne pregătim oficial pentru Burger Festul de astăzi. Revenim cu detalii. Gata, Burgeraș. Hai să ne întoarcem înapoi la Brain Minds și după aia vedem ce mai facem. Daniel Goleman. Please welcome Seth Godin. What is true is that there are 29 people in this photo, and 17 of them won the Nobel Prize in Physics. And almost all of them won it after the photo was taken. You didn't get invited to Solvay because you won the Nobel Prize. You won the Nobel Prize because you got invited to Solvay. Okay. Bă, nene, ce eveniment bun. Bă, nene, o să vorbim despre el. Bă, nene, deci câtă energie și câtă, nu știu, câtă carismă și cât de bine structurată informația speakerilor străini. Mamă, deci am plecat de aici cu 10.000 de chestii noi în cap. O să luăm un 80D în teste, să avem și noi mai multe frame-uri pe secundă. O să fie frumos, haideți cu mine. Stimați vlog spectatori, mergem la mall. Trebuie să vă zic o chestie super tare și o să vedeți ce urmează să fac. O să fiți foarte mândri de mine. Haideți cu mine. Sășica, tu rămâi acasă. Imediat îți dau mita. Ia, uite cum face. Ia. Hai sus, sus. Se ridicase. Hai, iau. Ne uităm după sneakers, pentru cununia civilă. Uite, stai aia gri. Spune-o și mie îmi plac, aș prefera gri decât tal. Apropo de ce am eu pe rochie, cu fluțe. Cu bicicletă. Dacă aveau cu trotinetă electrică, îmi luam. Stai cu păsări? Uh-huh. E bună, îmi place, să colibri. Deci cred că mi-am găsit pantaloni. O să fie pantalonii aia roz de i-ați văzut în cadrul ăsta. Like sau dislike? Mie îmi plac să potrivesc cu rochea mea. Ah, ce tare ăsta. Guapa. Îmi place mult geaca asta, de parcă m-am luptat cu câinii maidanezi în sectorul 2 al capitalei. Ia uitați-vă. Georgiana, cu un nou de-asta, te-aș bate de Paște. Ha! Să-mi iau și o tricou de-asta, cum are toată lumea. Cât de tare e asta. A se nota că ăsta este XL. Și vine pe mine ca un L. Plac ție ăștia boyfriend jeans ăștia, a? Nu-s boyfriend jeans. Dar ăștia de care sunt? Sunt straight, nu sunt boyfriend ăștia. Unde-s boyfriend? Deci oficial ăsta este primul meu tricou XXL. Vine mai bine? Mult mai bine, arăși tu atunci. Să-l iau, să nu-l iau. Profit de dinozauri din spatele meu ca să vă zic că am luat o hotărâre să fac o chestie pentru prima oară în viață. O să donez sânge. Ideea e că aici în San Plața, începând de astăzi, de vineri, până duminică, timp de 3 zile, se vor organiza recoltări de sânge.
Eu astăzi n-am avut cum să donez, în primul rând pentru că am ajuns târziu, seara. Eu voiam să vin de dimineață, dar apoi mi-am dat seama că eu cu seara înainte am băut, că am fost la UTV. Ideea e că nu trebuie să bei cu 48 de ore înainte și nici să consum grăsimi. Având în vedere că astăzi seara merg la Burger Fest, nu știu ce să zic. Ideea e că eu mâine o să fiu la Timișoara. Și nu o să pun gura pe alcool, nu o să pun gura pe bărgaraș, asta ca să pot să donez duminică. Programul e așa, între 9 și 1. Pe Esplanada Sud se fac recoltările, ci că ediția trecută s-au recoltat 72 de litri de sânge. Cantitate care a ajutat 400 de pacienți internați în spitalele din capitală. Mamă, cât de tare! Să fac și eu pentru prima oară asta în viață. Condițiile sună cam așa. Poți dona dacă ai între 18 și 60 de ani, dacă ai greutatea între 50 și 100 de kg în cazul femeilor și 60 și 110 kg în cazul bărbaților, nu ai consumat alcool cu cel puțin 48 de ore înainte, nu ai avut intervenții stomatologice sau chirurgicale în ultimele 6 luni, la donare trebuie să vii cu buletinul, cartea de identitate în original, document provizoriu în caz că n-ai, carnet de conducere în original, aici în caz că nu ai una dintre ele, da. Deci trebuie să dovedești că ești tu, cine ești, da. Ionasca, ești mândră de mine că fac asta? Foarte mândră și aș dona și eu cu mare drag, dacă nu aș avea probleme grave când vine vorba de sânge, deci nu. Haideți cu noi, am făcut shopping, ne-am scuturat de bani. Georgiana, e fericită? Foarte. Și-a luat blugi, e fericită. Cei mai frumoși blugi din lume mi-am luat. Mi-a luat tăcăul ăla cu Bucarest. Da, o să donez sânge, sunt încântat de asta, hai să mergem. Și au și o expoziție de dragoni care ține până pe 10 iunie. Dragonii pe care i-ați văzut în filmări. Foarte drăguți. Până pe 17 iunie. Băi, stați mă pe loc, ia uitați acesta a fost vlogul de azi. 3, 2, 1. Vedeți terenul ăsta de basket? Duminică de la ora 7 seara o să joc aici. Eu cu o taravă în echipă și cu încă cineva. Dacă vreți să veniți să ne faceți galerie, să râdeți de noi, vă așteptăm. Deci duminică seara de la 7 suntem aici. Oricum mai dau mai multe detalii mâine, în vlogul de mâine, o să vedeți. Hai să mâncăm ceva. Astăzi seara pot să mănânc și o burgeraș. Mâine nu o să mănânc burgeraș, nu o să beau bere. Astăzi seara o să mănânc burger. Am voie să beau o bere oare astăzi seara? Nu o să beau bere, dar o să mănânc burgeraș. Uitați-vă la mine cât de fericit sunt! So this burger this year will win the contest. You know why? Because this is some French flavor. We call it the King Hamburger. Why? Because it comes from the Pink Panther. You know the Pink Panther, the movie? When the French guy tried to say hamburger. So we call it the Roi Hamburger. Da. Știți că eu sunt rărit, adică... You know, in Romanian, I have a problem, I can say R, the letter R. And when I pronounce hamburger. Hamburger. I'm close enough to French, no? Hamburger. Oui. Doamne și domnule, burger cu melci. Și trufe. Și piept de rață. E cam micuț, dar uitați-vă la el. Ăștia sunt cartofi cu benză halloumi. Te-am prins că făceai nani. Acesta a fost vlogul de azi. Yeah! Yeah! Vă pup! Ciao!